În cadrul ședinței Consiliului Județean Sălaj de luna trecută, consilierul județean PNL Livia Chende și-a exprimat nemulțumirea cu privire la colaborarea dintre Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și Centrul de Cultură și Artă a Județului Sălaj în ce privește organizarea evenimentelor culturale, făcând atunci referire la organizarea Porolisum Fest 2014. Astăzi, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean, Livia Chende și-a prezentat demisia, motivând și unele disensiuni cu managerul Centrului de Cultură și Artă Daniel Săuca și considerând că prin demisia ei, tensiunile create vor fi eliminate.